Conform istoriei Ungariei, ungurii de astăzi sunt urmașii ungurilor lui Arpad, veniți în secolul al IX-lea în Europa. Mai mult decât atât, ei se pretind și urmașii ai Hunului Atila, cel care a devastat Europa în secolul V. Ei bine, Atât ungurii lui Arpa cât și hunii lui Atila au fost popoare de tip asiatic. Așadar, din punct de vedere genetic, ungurii de astăzi sau vorbitorii de limbă maghiară de astăzi sunt urmașii ungurilor care au venit în Europa în secolul al IX-lea din Asia? Nu, nu sunt. Și asta nu o spune vreun adversar al Ungariei, ci un studiu genetic foarte serios realizat chiar de către cercetătorii maghiari. Studiul la care fac trimitere a fost realizat de 11 cercetători maghiari și a fost publicat pe mai multe site-uri științifice internaționale, inclusiv pe pubmed.gov, un portal științific american de mare prestigiu. Conform acestui studiu, și aici îi voi cita pe autorii lui, acesta demonstrează că, citez, Există diferențe genetice semnificative între populațiile vechi și recente de limbă maghiară, și, atenție, nu se observă continuitate genetică. Am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, studiul evidențiază faptul că populația de astăzi a Ungariei este cât se poate de europeană. La fel și secuii din România. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că populația Ungariei de astăzi și a restului vorbitorilor de maghiară de pe teritoriul României sau de pe teritoriul altor țări sunt, din punct de vedere genetic, urmași ai unor români, slavi, germani sau ai altor popoare europene, populații care au fost maghiarizate forțat sau care au acceptat maghiarizarea pentru a nu fi discriminate sau pentru a nu-și pierde privilegiile. Să nu uităm că în secolul al XIX-lea, unguri au scris chiar și manuale de maghiarizare, un fel de îndrumar pentru maghiarizarea nemaghiarilor care erau sub controlul lor în interiorul Imperiului Austro-Ungar. Studiul genetic despre care vă vorbesc poate fi citit în detaliu pe pubmed.gov, îl găsiți în limba engleză, cu titlul care poate fi văzut în această captură. Și acum să vă dau câteva detalii pentru a înțelege mai bine cum s-a realizat acest studiu. Cercetătorii maghiari au avut acces la rămășițele osoase a 27 de unguri din secolele 10 și 11, cărora le-au putut fi cercetat ADN-ul mitocondrial pentru a fi comparat cu situația genetică a ungurilor de astăzi din Ungaria, dar și cu cea a secuilor din Transilvania. Pentru necunoscători, rămășițele osoase de la 27 de indivizi care au trăit în urmă cu 1000 de ani pare puțin. Din perspectiva paleogeneticii, este o bază solidă și suficientă de date pentru a trage concluzii limpezi. Iar concluzia principală este cea pe care am enunțat-o deja. Ungurii și secuii de astăzi nu sunt urmașii genetici ai ungurilor din secolul al IX-lea. Bine, bine, vă veți întreba. Dar cum a putut să supraviețuiască un concept identitar și o națiune peste un mileniu, fără ca părinții fondatori acesteia, ca să mă exprim așa, să aibă urmași genetici în prezent? Explicația este destul de simplă. Ungurii au fost, de la început, minoritari în spațiul pe care l-au cucerit. Ei au fost elitele conducătoare. Pentru a nu dispărea ca structură statală, au înțeles că trebuie să-i determine cu forța sau cu argumentele pe cei cuceriți să-și abandoneze cultura, limba și identitatea și să devină maghiari. Iar în condițiile în care, încă de la începutul secolului al XI-lea, Ungaria a trecut la catolicism și a avut susținerea papalității, procesul de maghiarizare a avut vânt în pupa secole la rând. Cu timpul, genetica cuceritorilor unguri s-a dizolvat de tot în masa majoritară a populațiilor europene aflate sub controlul lor. Ironia mare a istoriei a făcut, însă, ca aceste populații europene maghiarizate, care și-au pierdut identitatea, să devină, la rândul lor, vector agresiv de promovare a maghiarismului și a maghiarizării, așa cum se întâmplă și astăzi, în locul ungurilor originari dispăruți de mult din Europa. Cam asta este povestea cu genetica ungurilor, conform studiilor a 11 oameni de știință maghiari. Deocamdată nu cred că mai e nimic de adăugat.